Yeah.
Господи, помилуй.
multe și mari care ne întorc pe noi și ar trebui să ne întoarcă și mai departe spre calea adevărată, spre suferință, spre dragoste, spre smerenie, spre adevărata iubire față de aproape, ca să putem și noi cu adevărat iubi, primi și să trăim cu Hristos în viața noastră. În Evanghelia de astăzi vedem cum de-a sărășuit Sfântului Mie când era timpul acelei sedii, acelui post în care a fost Sfântului Mie, s-a sărășuit de casa unui văd, pentru, deși ca și acum nu era numai un văd după atunci, erau mai multe, dar încăpința lui Dumnezeu a mers în stăința sedorului, în casa unui văd pe unde aș învia pe fiul ei, făcând din nou mare minune. Și această căie, având într-un ocior puțin vedere și puține făină, a făcut poate ultima cuvință pentru a primi și a ascultat de Sfântul Ilie și înfricoșându-se că nu mai are vedere, s-a arătat Dumnezeu și Dumnezeu prin mila Lui a făcut încă o minune în casa ei, că nu s-a mai terminat acel vedere și acel din acel lucrurilor acestui vreodată. Lupta cea mare a avut o Sfântulie în viața sa. Acel rege a fapt care fusese mai mult îndemnat de soția pe Izabela, care era un cultură mai lipă în viatură se lepă în palat. Iar a arătat din nou Iisus, acolo sus la templu, arzând acele lemne și lemne, spre să strânge cu apă și nu se strângea, pentru că nu mai sunt uscat și am înțeles că erau peste de 450 de preoți a acelui zeu, acelui rege, care se închinau și mulți s-au întors la Dumnezeu cel adevărat. Ar trebui să
puțin, credem în Dumnezeu că El ar putea să facă ziua de mâine mult mai grea ca asta de astăzi și de aceea trebuie cu mai multă fervențeală, cu mai multă nădejde, cu mai multă bucurie, văzându-L pe Hristos, respectând pe cruce, să trăim nădejdea în care noi să trăim. Nădejdea că și El se va demonstrui și de data aceasta, să ne pentru mai bine, noi trebuie să ne rugăm pe Dumnezeu, să înțelegem că minunat ai făcut Domnul toate lucrurile sale. Și pentru aceste lucruri suntem și noi, dar suntem mai puțin minunați. Trebuie să devenim minunați în fața lui Dumnezeu, deci suntem fiii Lui și fiicele sale. De cum are când la un loc din acolo o femeie să se spovedească cu capul descoperit și acel loc îi spusese să meargă să-și acopere capul și după aceea să vină să se mărturisească. Iar acea femeie avea un post de lucru la stat, fiind mai îndrăzneață, i-a spus acelui duhovnic, ce nu sunt fiică de preot să port capul acoperit, la care duhovnicul i-a zis, Tatăl tău nu este preot de drept, nici arhiereu, ci Tatăl tău este Dumnezeu nostru și Mama ta este Maica Domnului, la care noi toți astăzi trebuie să ne închinăm, să-i cerem ajutor și să ne urmăm ca fi și fiice, începând cu sufletul și terminând cu trupul nostru care este prea răzăscat astăzi. Și suntem foarte departe de acel fi de care Dumnezeu ne-a lăsat pe noi când am fost alcătuiți din acea țărână. Sfântul Ilie a plecat la cerul de Dumnezeu și în trup va veni, precum am auzit și astăzi în Sfântul Acadist, este înainte mergătorului a avut venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde El din nou va avea luptă cu acel antichrist care lucrează și astăzi pe noi. Să-i cerem Sfântului astăzi și să cinstim frumos în casele noastre, rugându-ne Lui să ne dăruiască din nou baie acestui pământ însecat. Pentru că am văzut și am auzit cât de puternică este rugăciunea Lui în fața Lui Dumnezeu și cât de mult Dumnezeu l-a ascultat pe acest sfânt și mare proroctie. De aceea să ne rugăm cu toții să-L cinstim în veci și veci. Amin. Thank you.
Care și-a jertfit toată viața, nu s-a îndoit